Aina și cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de la chestiuțele astea, pe care eu personal cred că le recunosc din GTA San Andreas. Da. Nu? Parcă acolo le-am văzut pe astea prima dată. Probabil, nu știu. Seamănă cel puțin cu chestiile pe care le-am văzut în San Andreas. Și nu prea am fost în zona asta până acum. E o zonă puțin explorată de noi. Da, zici că sunt alea de globuleze, de alea de Crăciun, știi, și îți dă impresia că se aprind. Versiunea fără sticlă. E interesantă chestia asta și vedeți că sunt niște chestii lipite pe ele, dacă vă uitați atenți. Văd chestii. Uite, clădirile astea din spate, nu aici era misiunea în San Andreas unde trebuia să fur televizoarele de la oameni? No. Parcă la clădirile astea erau. Cine a făcut, bănene, misiune în San Andreas, bănene? Eu mă duceam, luam mașini, uite, făceam aici, mușche, gățam gagici. Te duceai cu mașina, parcai, te duceai în casă la om, furai televizorul. Pam, pam. Bune, deci chiar mi-am aminte ceva de genul ăsta, nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii dacă vă aduceți aminte ceva de genul din San Andreas. E în genul ăsta, ce-i drept. Că și hai să mergem și noi de aici. Și să mai explorăm și noi pe aici. Da. Nu uitați, dacă vă place seria noastră de GTA Online și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați și butonul ăla de like și vom continua. O să le meti garduri. Uite, mai văd un turn acolo, vedeți? Hai la el. Uite, e o chestiuță, nu știu dacă te lasă, dar e scară, frate. A, asta din față? Oare poți să mergi până sus? Sunt curios de chestia asta. Hai să vedem. Mi-am rupt ușa. Max, îmi repare mașina, nu mă interesează. Ce, e vina mea? Păi da, tu ai zis, hai să mergem la turn. Păi eu vreau să văd turnul ăsta, să văd dacă pot să mă urc în el, că ar fi interesant să stau cu sniperul aici și când trece lumea, bum! Păi nu prea trec oamenii pe aici, mai mult găsesc și în oraș acțiune. Păi da, dar poți să asasinezi așa, NPC-uri sau ceva. Uite că merge să te urci până sus. Îmi place să-i supăr pe oameni, să-i sniperesc de unde nu se așteaptă, știi, și păi cine să așteaptă să fii în acest turn? Bă, dar de unde a tras asta? De unde a tras? Bă, dar e înalt rău de tot, adică... Dar nu poți să sară gardul, frate. Am venit pe cealaltă parte, da, cu mașina. Nici dacă mă urc pe mașină, mă las. Tu vrei să sari până sus? Mi-ai băgat sniper în purtică. Vreau să sar gardul. Am intrat pe cealaltă parte unde mi-am lăsat mașina. Dar las că am găsit un trailer mă și... Mă, bă, dacă ești pe undeva. Ah. Alol, nu vreau pe scară. Caracter nebun. Ne aruncăm în apă de aici? Aici? Dacă vreau și eu, ce tu, distres singur acum de pe ăsta care aleargă. Hoo! Am un doi odată am tras. Uite unul care aleargă. Hoo! Mă prinde poliția. E frumos de aici. Ia stai puțin. Vine vreunul cu vreo cutie. E un player jos. E un player jos. Bă, nene! Sărac! Acum urmează pisica. Ce ziceai, mă, că nu trec oameni pe aici? O, doamne, îți vezi ce rachete ne-am luat. Eu sunt cireașa de pe tort. Că eu bubui chestii. Urcă-te, femeie, acum! Am murit-o. La cred că-ți gândești acum, bă, ce caută ai acolo sus, de ce? Împreună. O-o. O, ăștia, un agheu. Mi-a luat snipe! Bine că eram și morți acolo sus, și adică... Eu mă arunc de aici. Supraviețuiesc oare fără paraștă? No? Da, deci doar pe aici, până ați intrat voi puteți intra, sau din apă. Dacă e o scară, dar nu e o scară, deci... Da, eu... Acolo ne-am urcat noi. L-am supărat pe om. Să vină pe noi acum. Nu-i paraște jos? Șobolan? Era un șobolan pe jos? Posibil. Nu știu, cred că era o frunză. Aruncă-l în apă. Ce s-a întâmplat cu mașina lui ăla? Bă, că-i întoarsă. Nu știu. Da. Bine, ăla e la organizație dinamică, adică... Da, ce vrei, să-i ilustrezi și mașina acum? Mamă, dar adevărat cât ce înalt e turnul. Știu. Uite, aproape am ajuns la nivelul podului. Aici sus, poate fumul lor. A dat cu racheta după mine. Acum ăla o să vin după voi, că voi încă mai sunteți pe acolo. A, ăla e omorât-o? Păi, ce credea? Hai să mergem, hai să mergem la club. Hai, hopa. Hai, hop, no, fail. Am parașută, lol. Uiii. Ai tu parașută? Nu știu. Păi a fost Mihai, înainte să filăm la parașută. Aaaa, fail. Și acolo, lateral. A căzut în apă. Bă, Mihai, ai fost la parașute? Nu, parașutele a fost la mine. Ooo, vin la Mihai acasă parașutele. Am înțeles, a? E cu tot altă chestie. Yes, am găsit ieșire. Bă, poate cineva crate-uri, voi vedeți? Da, mă, păi da, cineva poartă-mă crate-urile, dar nu mai sunt la modă. A, e dispărut mașina, l-o stă din față. Ia, că ai Max ceva cu ăla.
Însă acum vrea neapărat să ne sniperească, nu? Hai să mergem. Mergem la club. Mergem la club. Aia a murit. Ba, am omor poliția. Nu, m-a omor poliția. Păi trebuie strada când ai mașini pe care să mergi. Hai urcă sus, Mihai. Da. Ia băga mașina la impound-ul ăla. Sniperească la mine pe voi, văd. Ok. Ei, și ce poate să-mi facă? Sunt un insurgent, frate. Asistentă. Prietene. Aaa, ce patru? Prietene, te-ai de gând ce patru? Na, n-ai ce să-ți facă. Doar să-ți trag în cap. Trebuie să-mi trag în cap. N-am ce patru, Mihai, ce patru? Nu știu ce patru, dar n-am ajuns în... Stai. Hai, bubă, că-ți dau cu grenadă, bubă. Bubă, asta din insurgent pe eu. Aaa, a trecut de ea. Ce-ai făcut, prietene? Ai murit? S-a rezolvat. Hai să mergem. Unde-i clubul? Mergem la club. Clubul e în partea asta. Hai că în spate, în spate. Suntem teroare pe server, a? Da, da. Păi nu vezi că săracul om de n-a murit de 10 ori. Hai să mergem. Dar mă zic că n-ai zis nimic în chat încă. Suntem club inamic. Eu nici nu spun nimic. Și care-i fost ăsta? Dacă nu era CEO... Da, nu aveam nimic cu el. Nici ziceam nimic, știi, nici nu... Dar așa e inamic. Eu mă luam de el. Să te luai de el oricum. Uite. Hai să mergem. Îmi place că am insurgentul asta și pot să intru în toate mașinile să fac praf tot. Mie nu-mi place că n-am o ușă. Da, 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 să... am pericol la tine. LOL! De cineva la Benny. Frate, deci am intrat într-o mașină, l-am aruncat pe ăla în poliție și pe pe mine mai ia poliția. Păi să-l ia pe el, nu pe mine. Păi tu l-ai el prins. El a intrat în poliție, pe care vorbim, nu? El pe ăsta cu motorul. E că-l pe ăsta. Nu dai să spun nici voi. Da. Pe ce întâlnește poliția Max? Da. Da, pe mine. Nu știu, ăștia vorbesc în altă... Ce pe acolo, nu știu. Cred că a zis ceva urât în cea, dar nu știu exact limba. Bă. Nu știu, mă. Mamă, ce-a scut la mașina aia. A, unde era, mă, că am uitat? Aici, aici sus. Până aia, Max. Cred că ar trebui să zic, Mihai, insurgentul, ca să fim cu trei de astea insurgent, o să fie șmecher rău de tot. Eu nu pot să-mi... Eu cred că tu ar fi să o chembi. De ce mi-ai rupt ușa? Ia să-mi drept! N-am făcut o intenție, nu ți-am rupt ușa intenționat. Pe bune, n-am vrut să fac asta, am vrut doar să te împing, dar n-am vrut să-ți rup ușa. Ziceam să schimb de ăsta din nou ca să ai ușa și am rupt și mie ușa. Acum vă potriviți, aveți amândoi ușa ruptă. Bună treabă. În sfârșit ne potrivim, da. Courier service controlled by substances. Uite, by the pound, ăsta nu l-am mai avut până acum. Da, nu l-am mai avut. Nu știu dacă ne lasă să facem, că ăla face pe server cutii. By the pound? Dar nu l-am făcut pe ăsta. Nu mai primești și random mission pe care nu l-ai făcut, dar nu știu dacă te lasă, s-ar putea să nu te lasă. A, mers! Mos. Bă, Max, când îți schimbă și tu blugi aia, că așa arată la poponeață rău de tot. Mie nu-mi place. De ce nu? Păi te stă așa strâns. Să zicem să reparăm mașinile, că dacă stai fără o ușă, ești destul de vulnerabil, adică ce rost are să ai insurgent dacă n-ai ușă. E, trebuie să-mi comand. Trage o rachetă. Insurgent. Trebuie să fii protejat din toate părțile când ai insurgentul. Dar ce trebuie să faci la mașină? No, nu știu, trebuie să-ți faci... Da, pe motorul lor. De ce m-am dat? Motginit. Interesant. Dar cum e motorul ăsta? Al tău? Ia motorul meu, ia motorul meu. Tu să-mi repar insurgentul. Bă, deci asta e nouă. E, misiunea... What? Hai puțin. Wow, ce frumos a fost. Care-i faza? Nu știu. De ce mi-a dat motorul ginit? Nu știu, mie mi-a dat motorul meu. Eu n-am motor. E zi, mersi. Ai ocazia să-l conduci. Bă, ești nebun, nu mă lasă să-mi repar mașina, ești nebun. Îmi comand insurgentul, că de pe ăsta pica iurea. Dar nu înțeleg, ți-a luat insurgentul, ți-a dat motorul. Mi-a luat insurgentul și mi-a dat motorul ginit. Și mie mi-a dat motorul meu, știi, dar nu e ruginit. Băieți, haideți că avem jumătate de oră și avem 6 mile de mers. 9 km și 6. Nu știu de ce mi l-a luat, dar acum că mi-l dă înapoi să mi-l dea cu ușa. Eu nu pot să-mi repar insurgentul, dar cred că o să fiu ok. Merg la misiune, ne întâlnim pe drum. Cred că o să fiu ok. Nu sunt foarte rapid. Să vedeți că sunt foarte mulți pe server și să nu vă prindă. E acolo de first person. Știu oamenii unde mă duc eu și când ajung acolo e prea târziu. Acum noi nu trebuie să apărăm, adică în principiu noi nu apărăm că facem misiune pe hartă, deci e ok. Da, noi acum nu apărăm. Dar
Deci asta a fost cea mai ciudată chestie. Mi-a dat o motocicletă pe care eu nu o am. Da, e ciudat că ți-a... Chiar nu o am. Dacă îți dădea cum mi-a dat mie, motocicleta asta eu chiar o am, știi? Și e a mea tunată, că am numărul meu de matriculare pe aia, știi? Da... Și ruginită, frate, adică chiar așa. Adică ce vrei să spui? Că eu am motocicletă ruginită, ce vrei să spui? Că eu n-am valoare? Nu, adică aveam un insurgent de aur și mi-a dat o motocicletă ruginită, înțelegi? S-a gândit Devi să te troleze. Băieți, să vă dau o veste super proastă? De ce? Hidrarul și pe cer. Mamă, minunat! Nu-mi zic că e ăla pe care l-am omorât la început. Nu e... Să sperăm că nu. Ar fi cool, mea, frate. Că a furat-o din baza militară, nu cred că e a lui. Îl văd. Hai să văd unde e. Îl văd și vine spre... mine? Se duce spre ăla, nu? E bine, zic că nu vine spre noi. Faza următoarea, dar eu am insurgent. E ok. Da. Nu e ok că nu am ușor. Nu, ia să cu motorul. Ar trebui să-ți comand insurgentul, sincer, pentru că dacă vine ăla cu Hydra pe noi... O să mori. Mie-mi dă o rachetă, mă gâdilă. O să-mi dă o, o să fie pum și o să fac la fiecare rachetă să faci așa. Îți scrii și în chat. Mai strai. Să trag rachete mine. O să... Și scrii și în chat. Nu înțeleg de ce mi-am imaginat chestia. Hui hui. Aștept să tragă cu rachete că vreau să fac chestia asta. Nu știu dacă se întâmple, nu știu unde e. E pe aici, pe lângă mine. A, se duce în oraș ăsta, ce face? A, să se ducă în oraș. Ce scrie acolo? Ole la buena gente. Am înjurat pe cineva? Nu, nu. Sau a zis bună ziua? A zis bună ziua! E în fără mașina lor, nu? Ce am zis în limba aia? Buena e bun, gente fel de gentil, cred. Mai departe, sau geantă, sau geantă, o, dar ce poșetă frumoasă. Ce geantă bună ai, dă-mi o mie, ceva de genul. Dă-mi o mie. Sau am genți de vânzare. Bună. Asta să fiu. Nu știu. Bă, tu mi-arăți degetul. Mi-am comandat și insurgentul. Ce mă distrez cu insurgentul pe autostradă, cred că e cea mai distractivă mașină să mergi pe autostradă, pentru că intri în ceilalți și îi faci praf. Da, știu, e foarte... Și dai pe laterală. Băi, insurgentul e mașină pe autostradă. E unul aici pe laterală, cine e ăsta? Ai, A căzut mașina pe tine, scuze. De. Mă ducea să-mi iau insurgent. A căzut un NPC pe lateral, am vrut să intru în el. Am iar... ajuns aici. Erau numai de vreme. Box de mici cu muștar, pisică de canapea. Lol. Și am trecut pe acolo, pe la barul ăla, unde am mâncat noi mici cu muștar. Uneori, sunt unele NPC-uri care au probleme cu mașina și stau pe marginea drumului cu mașina stricată și... Dar se întâmplă mai mult în single player, în multiplayer e foarte rar. L-am văzut odată în multiplayer și de asta am crezut că e unul de la și am vrut să intru în el. Ai zis că l-a ajuns, nu? Și că ia un jump start. Da, da, puc. Ceva de genul. Hai că stă spatele tău. Am văzut eu în multiplayer, era o tipă și cu un tip și aveau capota ridicată la mașină și stăteau pe marginea. Am văzut și eu asta odată. Ce-i drept? Încă puțin? Oh! 80. Bicicleta trebuie pe partea cealaltă? Da. Cum n-ai, ok, nu știu ce trebuie să facem, băie, știi? Go to the chicken factory, deci... Mergem la fabrica pui. De găini. La pui, acolo, unde erau ăia îmbrăgați în pui. Fac găinile la fabrica asta? Furăm puiul. Furăm găinușele și ne facem ok, necrește, eu am frate. Ajuns. Le iubim mai... și mâncăm o ușoară. Da, băi, e o găină mare aici, nebun. Da, e o găină mare la intrare, cu un copot. Da, știu. Asta e o chestie asta. E un cocoșul ieș. Pregătiți-vă, bă, că arunc cont pe cap de ăla de circulație. Da, dar nu aici, stai. Dar nu aici, Max. A, mai în față, uite acolo lângă. De bucătarul. A, trebuie să mergem la domnul bucătar șef să ne pregătească un... Am văzut niște bloanțe deasupra capului meu. Să ne pregătească un pui. Stai că pe mașina aici, nu știu de ce. Păi că trebuie să te dai. Meet with the dealers, bă, veniți să încoace și ajutați-mă. Trebuie să ne întâlnim cu dealeri. Păi, eu trebuie să intru acolo, Max. Gata, dealerii. Gata. Trebuie să mă duc să atingi. Mergeți încet. Oh, și Caterinca. Ok. Dar n-am fost niciodată. Ai, mă, sunt răcuțele găinuși și mă prinde poliția. Am arma pe... Oh, poliția! Poliția, mâinile sus, mâinile sus.
Eu uite pe Mihai cu mâinile goale. Ei bat cu mâinile goale. A fost o ambuscadă, ați văzut? Da. Uite-l pe ăsta. O, aici găinușele, micuțele. Mă, eu am luat toate pachetele. Ce mai un pachet? Adică eu am luat unul, mai trebuie să-l las voi. A picat după ăștia, trei. Aoleu, tu știi ce bine trag ăștia de la SWAT? Da. Normal, sunt antrenați. Suntem la găinuși aici, ce trebuie. Am nevoie de ajutor neapărat. Dar sunt aici, dar tu iei prea repede, eu am mare ganul ăsta. Tu știi ce la intrare? Deci tu știi la intrare? Hai să-l lasă mă prindem că... Hai să-i nu tragem. Unde trebuie să mergem? Trebuie să scade poliție ca să se apară waypoint-ul. Uite-i pachetul celălalt, mai e un pachet aici. E un al meu care a picat la mașini. Dar e unul roșu, unde sunteți voi. A roșu, păi eu sunt aici și nu e niciun pachet. Dar sunt decât două pachete. Ia uite-l pe hartă, e al nostru sau e al cuiva? Nu, e al nostru, mă. Bă, dacă zice să-l colectez. Nu e. Doar două pachete. Păi, a luat Mihai unul și eu n-am. Păi sunt decât două, nu sunt trei. A luat, zici că ai luat unul? Ai luat? Da, ai luat unul. Dar puțin, vezi că încă n-am ajuns la destinație. Puteți să-l luăm pe tare? Bă, trebuie să-l omor pe ăsta? Dacă trebuie să iei pachetul zile, da. Da, uite, apărut pachetul verde. A, și acum eu pe unde ies? A, pot să-mi iau blindata de poliție, cred. Mamă, păi știi ce afară? Da, știu. Până acum am avut cu poliție. Mamă. Mamă, că n-am mașină în zona asta, asta e problema. Hai, pachetul. Atât! Lol, ce atât! Ia uite ce am. Super. Nu e cea mai bună, dar fie. Haideți. Sunați la Lester ca să vă apară waypoint-ul pe hartă. Intrați în insurgentul meu, mai degrabă. Am mașina blindată de poliție. Da, dar și a mea e destul de blindată și merge mai repede decât aia. Păi ajungi într-un an. Am scăpat de poliție. Trebuie să ne întoarcem 8 km pe autostradă. Hai să sun eu la Lester acum. Am sunat și eu la Lester. Stai că m-am să-mi iau insurgentul meu. Dacă spuneți că e cam lentă asta, mă întorc puțin. Mie mă pare în partea asta să merg. Știu de trebuie să ne întoarcem. Wow. Aproape de casino trebuie să ne întoarcem. Mam. Hai. Mi-e zic că intră la mine. Păi am și mașina un pic mai în față. Auzi, okay. Să mergem în spate să vedem dacă e elicopter. Elicopter, da, mai bună idee. Hai, mergeți voi, da, să vedeți dacă e elicopter acolo. Dacă e venit, să te luăm. Că 8 km cu astea... Este. Yay. Este? Slavă Domnului. E foarte bun, dar e bun, e ok. Băi, măcar e un elicopter, știi? Și că e poliție aici, nu? Și ce crezi că e de strălță? Da. Așa se pune pe hartă unde e. Sfie, N-am luat stele. E ok atunci. Și a barna, ce faci? Trebuie să rămâneți acolo, că vin și eu. Aterizează. Iau eu, deci vin încoace. Hai, apas. Urât vorbesc în PC-urile astea, de n-am văzut așa ceva. Nu? Păi da. Că nu te aștepți. Hai, în jurătură. Era bine acolo, deci nu te urcă. Păi e după mine, după caracterul ăsta, dacă îi dau F, se le duce unde vrea ea. Și acum trebuie să ocolești muntele un pic. E mai bun acum cu asta, dar aveți grijă cum vă aruncați din avion. Am fost și la găinuș acolo, a fost păi, interesantă misiunea și a fost complet diferită față de ce am făcut noi până acum, deci misiune nouă. Prin clădirea aia te duci cu Michael în carieră și scapi cu trenul la începutul jocului, nu? Cred că da, și au făcut special... Ca unele dintre misiuni să te lase să intri în aceste clădiri care îți apar în single player. Ceea ce mi se pare o idee bună, pentru că ei și așa aveau aceste clădiri gata făcute în interior. Dar nu puteai să intri în ele de obicei. Da, nu puteai să intri în ele, dar astfel cu misiunile te lasă. Și mi se pare o idee bună. Adică sunt foarte multe clădiri care ar merge accesate. Eu mai îndreptă. Eu nu trebuie să coloști total muntele. Că uite punctul mai îndreptă. Mi se pare o oportunitate pierdută faptul că am un oraș. Un mini orășel, ăla de la începutul jocului, când pornești și e zăpadă. Mere, mișto. Și cred că ar fi putut să introducă și harta aia undeva aici, cred. Să lipească undeva. Să lipească undeva, știi, ca un expansion, un DLC, un ceva. Sau un... să te trimită cu avionul ăla dus întors. Să ai opțiunea. Ar fi fost interesant, știi, să mai adauge ceva. Bine, nu zic, harta din GTA e imensă. Da. Dar totuși ar fi putut, na, ar fi dat așa un... Și o chestie pe care, nu știu, pentru mine cel puțin, mie îmi lipsește din GTA San Andreas, e zona de Las Vegas. Unde, frate, te duceai acolo și era plin de cazinouri. Plin.
Era toată, tot stripul ăla de la Las Vegas, știu, tot știu. Era. Da, era drăguță la ce drept. Foarte mișto realizat. Nu știu de ce nu n-am mai băgat nimic ca ține de cazino momentan pe GTA 5. Poate o să bage... Că le e frică că o să câștige lumea prea mulți bani și pe aia nu le mai cumpără share card-urile, dar nu cred că e așa. Până la urmă, de obicei cazino... E controlează ale. Da, exact. Sunt făcute ca să pierzi, în mare parte. Bine, nu, câștigă unul la 1000, să zic, știi? Dar restul da, să ai câștiguri mici, adică... Să fie exponențial da, și... Ar putea să vreau să câștigi o mașină, să câștigi un apartament, ar fi fost interesant, super tare. Pe harte, e cineva pe autostradă aici. Îl văd. Dar noi trebuie să ne aruncăm aici, trebuie să aterizăm aici. Vine spre noi, mai degrabă o să ocolim. Dar știi că am ajuns acolo. Am ajuns știi la că am ajuns, dar uite-te că ăla stă acolo și o să ne snaiperească. Înțelegi ce zic? Că merge. Dar aștept să plece, mă, mai degrabă. Oh, e o Hydra pe cer. Haide, mai bine lasă să ducem... Hai să aterizăm, că... Se duce într-o parte și mie că să-mi se urce pe vreo clădire să... Ieșit repede. Da. Repede pe punctul ăla. Hop! Bravo! Mamă, deci când am văzut Hydra, când am văzut Hydra-ul ăla, am zis, fuck this, acum îl aterizez. Chiar da. Dar unde e Hydra-ul ăla? Nu știu, deja mă vedeam explodat. Pentru că... A, o văd, da, e departe, mă, nu era unde... Bă, nu știu, e departe, dar eu l-am văzut pe la tine. Pe minimap cel puțin mi-arăta că e un Hydra. Nu mi-arăta unde e, știi? Da, așa oricum ajunge repede la tine, adică... Ai, uite-te și tu, frate, câți bani facem. Deci nu vine să cred. Deci a, am 2 milioane în bancă. Tipul ăla face credit. Nu credit, pachet de club. Motocicletul ăsta care ziceai tu. E în spatele nostru, în dreapta. Da, bună? Da. Mi-a apar pe hartă, vezi că... Faci bun. Eu nu știu ce se întâmplă, îmi bag banii în bancă, deci nu mă omorâți. Era să ne omoare Max. Păi mă uitam pe hartă. S-a avut o pară publicitare. Am făcut 3 milioane, ești nebun. Yes. De bună? Tu am 3 milioane. Deci poți să faci bani lejer cu... Bine, dar am făcut 3 milioane numai din misiuni. Eu am 1.595.000. Aaaa, slăbuți, eu am 2 milioane și ceva, 2.500.000. Da, se duc repede. Hai, acum nu mai sparg banii pe haine, să știți, băieți. Adică acum am ce haine vreau eu și asta. Arătați-mi și mie, uitați-vă pe mine, Mike, dacă merg bine. Am pus punctul. E fața, merge cu mașina. Ați să trageți cu AG-ul de aici? Dacă e cineva în lateral, da, și e pisica, nu eu. Da. Da? În care lateral ești? Stânga. În lateral la dinspre tine, da. Uite-l. O văd. E că eu nu-l văd. Aici, jos. Te sub pod? S-a ascuns. Uite-l la apă. Gata, mort. Lord. Bă, ce simt am să mă bag cu repare! Păi nu trebuie să-l distrug, cred. Îl fur, cred. Destroy! A, destroy, destroy, destroy. Destroy. C4! LOL! Amândoi am aruncat. Hai să dăm drumul de aici. Bravo, băieți, și... A, o stragă la noi. Ne luăm un sniper cap direct. Sigur murim. Fugi. Super! A fost asta ca în filme, ești nebun? Bă, ce loc ne luăm acum? Aha. Bum, ți-am zis că murim. Era de așteptat. Da. Mă duceam spre tren. A pierdut. A zis fac-o. Da, s-a supărat. Azi că treci. Gargoyle. Ce frumos a fost. Bă, nu știu, mie mi-a plăcut enorm. Și mie. Da, a fost amuzant. Deci cum ne-am aterizat acolo la fix, omul era în apă, nu știu ce făcea în apă. Da, l-am prins. Cred că a căzut cu mașina, încerca să iasă. A prins și pe mine, turbă, Mihai. Hm? Milene să-mi chemi. Hai să băgăm și noi o cupsă până una alta. Hai, da. Am putea. Rockstar, Stunt Races și o să băgăm un... E pisica, am să-l omor pe ăla. Bun. Să vină la tine. Sunt cu arma pregătită. Asta o vreau. Vreau să fure nenea? Nu. Hai să vedem dacă mai face cineva, că dacă mai face cineva iarăși să mă bat pe ură. Cred că m-a băgat iarăși cu cineva, da, m-a băgat iarăși cu cineva. Lasă-mă să-i distrug. Ieși afară.
Ieși, ieși. Lol. Hai că am reușit să ies până la urmă. Trebuie să bag altă cursă. Dacă face cineva, n-am cum să o fac și eu, aparent. Yes! Good! Woo, băiete! Ce s-a întâmplat? Pe tine te-am băgat cu ceva puține, zici, nu? Bubiță, băgă bubiță. A cineva și de start și nu am timp să vă invit. Aș vrea să jucăm, dar... Dacă e cineva, o să dea start instant și n-ai timp să invit pe tine. Știu asta. Sări peste tren! Facem flip! Hai că v-am trimis invitații să intrați și voi, da? Gata, dăm joi. L-am omorât pe ăla cât ai avut probleme cu sesiunea aia. După care am băbuit motorul pe care sări peste tren și am făcut flip. A fost mișto. Așa. Ok. Băi, Stand Forest. Hai să vedem. Mamă, e harta asta. Iar vorbesc de bușteni. Bușteni. Dar știi ce o să fac? O să-mi iau... Da, o să-mi iau aia motocicletă rapidă și sunt curios dacă o să meargă bine pe aici. Bauhaștein. Să te de Bauhaștein. De Bauhaștein? Da, de Bauhaștein. Dar nu ți-o dă pe aia rapidă, fii atent. Da, nu ți-o dă, deci stă BF-ul și atâta, deci... Asta BF 4000, 400, pardon. Ups! No, nu vreau să zic și eu. Ce ai făcut, bă, Mihai? Hop, sub back odată și... Te întreabă, vrei să ieși? Sunt ready? Da, m-am născut. Păi e singura opțiune viabilă. Dar de ce nu ne mai avem una tot de asta off-road? Parcă. Da, de la motocicletele noi. Dar nu ne le-a dat. Aaaa. Asta e mișto, frate, te lași pe spate cu ea, e super șmecheră. Mă, că aveți grijă la curbe și la sărituri, că știți voi cum stai. Asta e complicată, frate, adică hai, prima tură mă țin după voi. Dar când încep cu boștenii și cu astea... Probabil, și la tren. Trebuie să nu cazi, pentru că te oprește dacă te duci și cazi. Mai bine vă las pe voi în față. Da, uite, am ratat checkpoint-ul, am ratat checkpoint-ul. Da? Max DNF. Sper că nu. Nu cred. Ai pus două lepuri sau unul? Ce? Ai pus două lepuri? E un lap, dar sper că nu iau DNF. Nu cred. Ne facem tricouri cu DNF și ne plimbăm prin oraș așa. Să râde toată lumea de noi. Doar cine știe ce înseamnă. Ține DNF-ul mândrie deja. Da, pentru mine e ceva de mamă, zici că am câștigat la loto. Mă, cum e drumul pe aici? Important e să te simți bine, nu neapărat câștigul. Da. E mișto curs, adică... Da. Un pic dificil. Să mă distrez. Ia uite. Pa, slalom, 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 așa. E, îmi plac de aici. Ma! Aaaa! Nu vrei să știi cum am trecut printre alea? Și am trecut perfect printre ele. Stai că acum am ajuns la partea cu trenul. Asta e zona... Am alunecat cu trenul, așa. Asta e zona cu trenul, care e destul de enervantă, că trebuie să stai exact pe tren, că altfel te oprește. Da, asta e niciodată, eu nu stau pe tren. A reușit. Dacă stai pe jos... Nu! Te-ai căzut? Nu, dar tu știi cum am dus? Zici că sunt Tony Hawk. Lol. Yes, ar fi invidios dacă m-ar vedea. Eu sunt cu motorul, știi, pe lateral, așa am făcut... Nu știu cum se cheamă. Cum se cheamă, știi, trucul ăla în... Dar e... Știi că poți să faci cu BMX un truc de ăsta, știi? Pe lateral, așa cu... M-a lovit de boștein. Și m-a ajuns max. Fiți ar boștein de râs. Te-a făcut și boștenii pe tot timpul. Opa! Nu-mi place aici. Haaa, te-am depășit în aer. Normal cum ai făcut dacă ai slipstream, e clar. Hai că ajung și eu repede, băieți. I panicked! Aaaa! Ultimul 100 de metri. Fiți arboștei de râs. Ce norocos. La sfârșit e cine îl lasă pe celălalt în față. Da. Ca el să poată să facă slipstream. Cam asta e șmecheria. Da. Cam da. Yes. Caracterul nu tot poate să facă vreo animație, din păcate. El e pedepsit sărac. Habar n-am de ce, dar... Băi, eu cred că îl bate cineva, mă, când nu te mai ești. Da, nu știu, habar n-am de ce. Ce, cum ai făcut animația aia? Hai să vedem, uite, deci a făcut animație, nu? Nu. Nu? Zici că e pedepsit, zici că l-a pus acolo. Dar de ce nu face? Și chiar ciudat. Habar n-am. Ok, oricum, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!